ședin de guvern la Palatul Victoria. Primele mesuri ale premierului Dencil după te. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda subliniere din cei Guvernului României din 12 aprilie 2018. Proiecte de legi. Proiect de lege privind detasublinierea personalului prevăzut la alin. 1. Sublinierei 2. Ale articolul 241 din Ordonanța Guvernului NT.84/2001 privind înființarea, organizarea sublinierei funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență persoanelor, aprobat cu modificări sublinierei complet prin legea numărul .372/2002, cu modificările sublinierei completrile ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la Serviciile Publice Comunitare de Evidență Persoanelor. Proiect de lege pentru ratificarea acordului între Guvernul României sublinierei Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București sublinierei, la 27 noiembrie 2017. Proiect de lege pentru ratificarea tratatului de extradare între România sublinierei Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017. Dezvăluiri de ultimă oră, Covesi, întâlnire secret cu ministrul francez de externe. Proiecte de hotărâri. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea guvernului numărul 399/2014 privind declan sublinierea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții autostrada SB subliniere Turda. Proiect de hotărâre privind declan sublinierea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat situate pe amplasamentul suplimentar, care a fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate public de interes național secțiunea 2 Ogra, Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Checani, Cucerdea, Uci, Iernut, Ludu subliniere Iogra din județul Mura subliniere pe teritoriul localicii Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național, aflată pe raza localicilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut sublinierei Ludu subliniere din județul Mura subliniere. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Agenției de Telecii sublinierei Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sublinierei valorificării sublinierei pentru modificarea anexei numărul. 3 la hotărârea guvernului numărul 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a sublinierei transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru sublinierei publicitate imobiliar pentru Oficiul de Cadastru sublinierei publicitate imobiliar branșa în administrarea Agenției de Pelecii sublinierei intervenție pentru agricultură, Centrul Județean Vrancea. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 957 pe 2005 privind organizarea sublinierei funcționarea Institutului Național de Statistic. Protest de amploare în capital, medicii Institutului CC Iliescu sublinierei strig nemulțumirile în strad video. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări sublinierei completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Cara subliniere Severin, Arad, Maramurea subliniere, Selaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea sublinierei Municipiul Bucure subliniere Tim. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988. Aflat în domeniul public al statului sublinierei pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Comunei Ionce subliniere T, Județul Maramurea subliniere. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei perci din imobilul 2904, din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al ora sublinierei Anina, Județul Cara subliniere Severin sublinierei modificarea anexei numărul. La hotărârea Guvernului numărul 1705 pe 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările sublinierei completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 3282, din domeniul public al statului sublinierei din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, Județul Constanța. Ce propun proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 4 la hotărârea Guvernului numărul 447 pe 2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al Județului Argeș subliniere, precum sublinierei al municipiilor, ora sublinierelor sublinierei al comunelor din Județul Argeș subliniere. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidarea sublinierei modernizarea stadionului Giule subliniere T. Valentin Setenescu, realizat prin Compania Națională de Investiții C. I. S. Proiect de hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liber. 3. Memorandumuri.
memorandum cu tema, nota mandat privind negocierea scrisorii de înțelegere privind avansul dintre România sublinierei Banca Internațională pentru Reconstrucție sublinierei Dezvoltare, în valoare de până la 1,94 milioane dolari americani, pentru sprijinirea activităților preliminare realizării proiectului de construcție a autostrăzii Ploie subliniere Tibra subliniere OV. Memorandum cu tema, semnarea acordului între România sublinierei Muntenegru în domeniul securității sociale. Memorandum cu tema, memorandum privind unele măsuri de eficientizare a comunicării dintre persoanele responsabile cu implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes național sublinierei reprezentanții ministerelor / autoriților / agenciilor publice care au rol de avizator sau rol decizional în realizarea unor acțiuni din procesul de implementare a proiectelor. Memorandum cu tema, negocierea sublinierei semnarea acordului între Consiliul de Min subliniere Trial Bosniei sublinierei Hercegovina sublinierei guvernele celorlalte părți la inițiativa de pregătire sublinierei prevenirea dezastrelor în sud-estul Europei privind aranjamentele cerii gaz pentru secretariatul inițiativei de pregătire sublinierei prevenirea dezastrelor în sud-estul Europei. Memorandum cu tema, aprobarea organizării concursurilor / examenelor de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi vacante suplimentare de execuție de natură contractual, de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei compartimentul presubliniere RO 2019, în vederea pregătirii, organizării sublinierei exercitrii presubliniere din cei României la Consiliul Uniunii Europene. Memorandum cu tema, notificare în vederea desemnării unui membru supliant din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România în cadrul Delegației României la Comitetul Regiunilor, COR, al Uniunii Europene. Puncte de vedere. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 12 inițiative legislative parlamentare. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 2 proiecte de legi inițiate de guvern.